Salut, eu sunt David și bine v-am găsit la un nou episod. În care vom juca Minecraft, nu știu dacă vă dați seama, dar după cum clar se vede mă joc pe telefon, am controller, da. Dar mă joc pe telefon deocamdată, peste o săptămână s-ar putea, nu pot să promit, dar peste o săptămână s-ar putea să îmi încep seria de Apex Legends, de Asphalt 9 și Minecraft. Dar vreau să vă zic că voi face asta doar două săptămâni, după care o să iau o pauză de la gaming, pentru că la mine stă treaba un pic diferit față de alții. Cu gen, eu am calculator undeva și eu stau două săptămâni undeva și două săptămâni altundeva. Nu pot explica chestia asta, dar na. Sper să înțelegeți și să nu luați asta de rău. Și da, sunt deci am ales o hartă random și am scris dificultatea normală și haideți totuși să mergem pe aici, să căutăm. Eu am aici o strategie. Cum fac eu casele? De obicei, eu am o strategie foarte faină. Uitați ce fac. Mă duc la inventory aici și craftez tot. Am craftat 24 din astea. Craftez o crafting table. Nu știu de ce folosesc asta. De demult cuvântul craftez. În fine, voi face niște bețe. Nu voi face un târnăcop. Și mă voi pune pe săpat. Unde să sap eu? Uite, voi săpa... Nu, am o idee și mai bună. Fac și o lopată. Ca să vedeți voi ce fac eu. Îmi fac o lopată. O ușă. Și uitați. Mă bag sub apă. Cred că deja v-ați dat seama ce vreau să fac. Mă bag sub apă. Iau lopata. Sap repede. Cât de repede pot. Voi să nu faceți asta dacă nu vreți. Dar vă avertizez că nu e bună treaba. Pentru că o să vă luați damage. Așa. Acum iau ușa și o pun aici. Și după cum vedeți, aici nu mai este... ce a fost. Ați văzut ce simplu a fost? Acum o să sparg ușa asta. Și o să vă zic eu de ce. Pentru că... De fapt, nu. O să las ușa acolo. Și o să sap mai adânc. Gen, aici voi locui eu. Și asta va fi și mina mea și locuința. După aia voi mai face alte chestii și mai interesante și mai faine și de toate. Uite, am dat și de coal, dar coalul nu-l sap așa. Am dat și de o mină. Cât de norocos pot eu să fiu să găsesc o mină. Dacă găsesc o mină, trebuie să sapă undeva, na. Că nu pot săpa acolo unde e mină. Trebuie să sap fix acolo unde știu că pot să mă așez, să-mi fac eu cameră. Pentru că, să fiu sincer, o să sap, o să fac ceva construcții. Pentru că eu, pe versiunea mea de Java, am făcut o casă sub apă. Și mă bucur nespus că am făcut-o. Deci nici nu pot să explic cât de mult m-am bucurat că am făcut casa. Bun, acum că am făcut aici niște scări, ca să zic eu așa. De ce am făcut atâtea scări? Pentru că voi avea nevoie atunci când o să fac niște camere. Acum, uite că am găsit și ceva. O să fac aici mai multe bețe, un târnăcop, o lopată și o să iau asta. Bun, haideți înapoi sub apă, dar de fapt stați-o leacă, că o să-mi înlocuiesc târnăcopul vechi cu cel nou și lopata o să o pun înapoi
de unde este locul, să mut crafting table-ul aici. Bun. Și haideți înapoi subteran. O, și dacă tot suntem aici, să îmi fac, dacă tot am și niște coal, am coal? Nu am coal. Îmi trebuie coal, pentru că, uite coalul, mă, acolo. Au căzut jos. O să mă mișc rapid, că gen pot fi mobi pe aici. Așa, am luat niște coal și acum să-mi fac niște torțe, dacă pot. Dacă am cu ce. Da, am cu ce. Așa, să-mi pun torțele în inventar. Pe aici, pe unde n-am eu ce să folosesc. Nu-mi place la versiunile astea de bedrock, că nu este ca la cea normală. Gen, dacă... Uite, o pun asta în colț. Dacă ții o torță în mână pe versiunea de Java, aia se aprinde dacă selectezi funcția. Din păcate pentru noi că aici nu se poate întâmpla chestia asta. Ia zic cum se vede dacă... Da, și pe asta pot să pun aici. Oh, da, așa. Acum hai să ne punem pe spate. Cât să sap. Mă gândesc să fac un pătrat. Gen, dacă încep de aici, 1, 2, 3, 4, o să sap mult, 6, 7. Uite că am dat și de iron. O să înlocuiesc iron-ul când o să am mai mult an de zid. 7. Acum eu trebuie să am aici 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și trebuie să sap... Nu. O să fie 6 și începe de aici și o să mai fac încă o săpătură. Bun, și de aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dacă începem de aici, totul e bine. Acum trebuie să sap 3 încolo. Să nu se poate 3, nu mai trebuie una. Și uite că am dat și de ani de zid. Perfect! Una, două, trei și una, două, trei încolo. O să folosesc andezidul pentru podea, pentru că el este foarte bun la podele. Și la podelele de sub apă se mai potrivește bine bridge, brick wood, bridge, da, bridge. E foarte util pentru că o să vă arăt și o poză de pe versiunea mea de pe Java. Să văd cât am filmat eu, e bun. Mă gândesc să fac așa sub formă de pătrat. Ia, bă, Elena, am spart 3 încolo, câte 3 încolo și acum, da, trebuie să mă apuc să fac săpătura, toată săpătura de tot. Dar uite cum mai e destul iron pe aici. Deci e clar că m-am scos cu iron. Și da, vă recomand și vouă să vă faceți case din astea subterane, sub apă. Pentru că dacă aveți o lume LAN multiplayer, puteți să vă trolați prietenii, să ziceți, mamă, câte am eu așa și gen... Să vă ascundeți numele, că na, pot să vă vadă numele, vă ascundeți numele. Există o funcție pe Minecraft. Și dacă vă ascundeți numele, puteți fericiți să vă ascundeți în ascunzătoarea voastră pe care o veți camufla cu dirt, pentru că sub apă merge foarte fain să camuflați cu dirt. Și pe râuri merge cu plante din alea de râu. Deci eu vă recomand să faceți așa. Acum e dorința voastră cum vă faceți casele, dacă vă ascundeți sau ceva. Deci eu vă zic acum că cea mai recomandată idee, dacă vreți să faceți asta, e pe Liveboat, dar voi nu puteți să înotați pe Liveboat Network, pe serverul ăla. Așa că de asta e păcat, na. Bun. Deci am făcut așa prima cameră. Acum, 1, 2, 3, 4, sap aici. Bun. 1, 2, 3, 4, sap aici. O să fac 3 camere. 1, 2, 3, 4, sap aici. Ce-i asta, mă? Cred că o să am nevoie de dirt. Aoleo, o să am nevoie de dirt!
Vai, leu, o să am nevoie de ceva dirt. Uite-te, mă, la el. Camera asta e deja compromisă toată. Uitați-vă și voi. Cât am putut eu să sap? Și deja mi-o... Aoleo, stai că nu mai am aer. Nu mai am aer. Vai, leu, e noapte. E deja noapte, fraților. Deci camera asta nu zic că e compromisă, dar voi putea să fac câte ceva dacă... Da, asta va fi mina. O să notez asta că va fi mina. Și în fiecare cameră voi săpa mai jos. Și o să fac aici câte 3 și eu o să fac câteva ajustări, să văd. Da, la 20 de minute mă opresc. Deci am făcut aici așa, piatră frumos. Mă gândesc pe viitor să-mi fac scările mai fine. Da, și voi avea o casă subterană. Bă, da, deci e enervantă chestia asta de mor. Mereu când vă faceți așa, când vă faceți o mină ceva, nu faceți ce am făcut și eu. Faceți ce fac eu acum, săpați-vă. Să nu dați cu capul. Pentru că e foarte, foarte, super enervant. Deci vă zic de pe acum eu, nu faceți asta. Acum să văd și eu cum vreau să fac scările acum. Hai că fac, pac, 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 pac. Opa, e câte am făcut eu. Așa și să încep să sap scările. Pentru că scările sunt esențiale dacă vă faceți. Deci nu vă faceți case subterane cu săpături din astea dacă nu aveți scări. Pentru că o să fie foarte enervant. Mai ales că construcția scărilor e foarte enervantă uneori. Și trebuie să aveți grijă dacă aveți strâmbăcopul stricat și nu aveți din ce. Și e și noapte și nu puteți ieși afară. Cam am făcut eu acum, uitați. Nu faceți chestia asta. Așa, bun. Hai să mai facem aici ultimele scări. De fapt, nu, cred că am început de jos. Da, cred că am început de jos de unde trebuie. Data viitoare să mă învăț minte să nu mă mai fac casele astea aici. Pentru că e foarte enervant. Ce să fac eu? Mă întreb oare... Dacă ar merge... Oh, stai, eu o săpam cu oala. Așa, și asta o pun direct aici. Și puf, avem aici și scări, nu ne mai stresăm la urcat și la coborât. Pentru că chestia asta poate fi chiar nesatisfăcător și enervant la culme. Deci asta va fi denumită ca mină, pentru că voi spa în jos. Pun o ușă aici. Și una aici. Bun, se pare că am deja camerele făcute, dar va mai trebui să sap tavanul, pentru că de recomandat este să aveți tavanul cu 3 blocuri, gen să fie tot un 3 blocuri, pentru că altfel e urât și eu nu recomand asta. Eventual vă puteți face tavanul din materiale de lemn sau andezid. Sau puteți folosi și diroit și granit, tot ce vreți voi. Mi-am stricat și strănocopul, trebuie să-mi fac unul nou. Așa. Deci da, de recomandat dacă faceți case subterane și astea, eu vă zic să folosiți pietre șlefuite sau lemn alb. De la, cum să-l numi, mesteacăn, da, mesteacăn. Nu sunt o mare expertă în Minecraft, dar măcar mă pricep la chestiile astea. Doamne, dar de aici o să plouă. Poate mai plouă și data viitoare, nu știu. Deci dacă locul ăla e curgător, o să curgă cu de-alea. Măcar s-am tot pregătit. Și o să fac tot așa 7 pe 7 camerele.
ca să fie totul așa mai frumos, gen dacă ai o cameră 7x7 full, o să fie foarte fain. Mai ales, deci ăsta cred va fi dormitorul, dacă mă gândesc bine. Și aici va fi asta, nu știu cum să o numi, ferma aia. Gen, nu va fi, de fapt, cred că da, va fi o fermă și o să fac în direcția aia. Adică de aici o fac așa încolo, pentru că nu vreau să se pope cu casa. Pentru că ferma aia, gândiți-vă că trebuie să fie un lucru foarte important. Păi da, cam atât a fost cu acest episod. Nu uita să dai like, să te abonezi și ce mai vrei tu pe acolo. Pentru ca bătrânelul ăsta să-și facă o casă faină. Hai, v-am lăsat. Pa, pa!